Haideți să vedem ce o să facă Pro-Moldova în aceste, alegeri. Usatăi spunea că gata, nu mai aveți bani. Plahotniuc nu va mai dă. Nu aveți cu ce participa în alegeri. Eu luat toate Usatăi de la Dâncesa. Cred că Usatăi știe ce vorbește atunci când vorbește despre el și despre banii care pot să vină din alte părți sau din anumite surse. Noi... El pretinde că este informat în ceea ce el privește pe fluxurile, ce privește fluxurile financiare lui Vlad Plahotniuc. Eu cred că ceea ce dumnealui pretinde a arătat aseară destulate, nou tuturor, de ce astăzi subiectul discuției nu este dumnealui. Nu este, dar vă întrebam despre Pro-Moldova. Astăzi subiectul este anticipatele, Pro-Moldova va participa în aceste anticipate. Singur? Da, cel mai probabil va participa singură, pentru că, din păcate, se observă pe segmentul de dreapta, trebuie să recunoaștem și nu are rost, din câte noi vedem și înțelegem, niciun fel de efort de coagulare, deoarece vorbesc la multe partide, vorbesc ambițiile, egourile și pe alocuri egoismul și speranța sau setea de nestăpânit pentru putere, fie absolută, fie de altă natură. De ce noi credem că și îndemn toți colegii, pentru că într-adevăr este necesar, ar fi păcat să nu intre unele formațiuni în Parlament și îndemn toți colegii să nu piardă timpul în zadar. De cine credeți că ar trebui să intre în Parlament, din punctul dumneavoastră de vedere? Cei care au demonstrat anumite principii și care au demonstrat anumite competențe în materia legislativă și a politicilor care au fost promovate, care au fost activi. Din actualul Parlament aveți în vedere? Și din actualul Parlament, bineînțeles. Să recunoaștem că, din păcate, a fost și foarte mult populism. Poate mai mult populism a fost în acest Parlament decât în alte parlamente. Dar, în același timp, sunt și oameni care ar fi păcat să nu se regăsească într-un viitor Parlament. Pe ce mizați în aceste alegeri? N-am văzut ca să îndemnați pe cineva să intre cu voi într-o coaliție. Înțeleg și de ce să inviți când înțelegi că nu o să vină. Nici alții nu vă doresc. Pe ce mizați în aceste alegeri? Nu, haideți, nu generalizați lucrurile în general. Nu alții, alții nu vă doresc. Dar cine vă dorește? Vă referiți la un partid, două, care... Nu, spuneți-ne cine vă dorește. Eu îmi cer scuze dacă greșesc. Noi avem discuții cu unele formațiuni politice, noi însă nu suntem gata să vociferăm pentru că nu avem o decizie în acest sens și este anticipat să vorbești despre... Nu aveți o decizie că discutați cu ei sau nu aveți nicio decizie? Nu avem nicio decizie pe intern, pentru că deciziile trebuie să vină după consultările cu colegii și atunci când colegii cad de acord într-o formulă, asupra unei formule sau altă, atunci se face anunțată public. Sau unii colegi care încă nici n-au reușit să participe în consultări, este cel puțin urât din partea noastră ca să afle despre unele discuții de la ecranele televizorului. Mi se pare și mai urât să află colegii dumneavoastră că deja ați purtat discuțiile și deja ați luat deciziile. Mai bine să afle că purtați discuții. Eu cred că lucrurile astea greșit să faceți astfel de afirmări atât timp cât noi nu vorbim. Atât timp cât nu vorbim despre aceste lucruri în public, dar noi le vorbim în interiorul echipei noastre. Și atunci când vor fi decizii, noi cu siguranță le vom anunța. Bun, dumneavoastră știți despre, cum să zic, speculațiile, opiniile, părierile unor experți legate de faptul că există mai multe similitudini, mai multe lucruri comune între echipa Pro-Moldova și Pentru Moldova și Partidul Șor. Așa. E posibil o astfel de coaliție în alegeri? Dumneavoastră, iarăși vă întoarceți la ipoteze care de nenumărate ori și în acest studio au fost negate și au fost... Și vă costă să mai negați odată, dacă nu este adevărat? Pentru că noi credem că este pierdere de timp și nu vrem în general să fie pronunțat numele nostru și, apropo, noi am scris presei și dumneavoastră inclusiv să încercați să nu folosiți în general sintagma Pentru Moldova, că ea încalcă în toate manierele posibile. Cum să nu folosim? Ei așa s-au denumit. Este de acord, dar noi am prezentat tuturor instituțiilor mediatice o scrisoare ca rezultat a unei expertize lingvistice care afirmă că
aplicarea sau folosirea acelorași sintagme sau minări de cuvinte pentru Moldova în raport cu alte entitate decât Pro-Moldova este o încălcare a drepturilor Pro-Moldova și nu faceți decât altceva să dăm confuzie tuturor oamenilor. Deci ei au un nume, trebuie să-l folosiți așa cum este numele cela și să nu încercăm să le alipim alte etichete. Eu mi-amintesc de alegeri electorale în care ați permis înregistrarea unor partide, apropo, care imediat după alegeri au și murit, care se numeau aproape identic alte partide. De exemplu, Partidul Comunist Reformator. Dar vreau să vă întreb. Mai nu trecut. Haideți să fim totuși foarte corecți. Dacă vorbim despre lingvism, atunci... Da, și să fim și foarte corecți. Eu vreau să vă aduc aminte că vă referiți la alegeri din ce an? 2014. Așa. Și cine a înregistrat acest partid? Cine administra Ministerul Justiției? Alianța pentru Integrare Europeană. Haideți să nu generalizăm. Alianța asta e ca și cum vorbim. Dar și mai târziu țara. Au fost altfel de partide. Noi am avut în fiecare campanie electorală câte un partid cronă. Lucrurile acestea s-au produs în alte perioade, nu când au revenit echipii noastre care au responsabilități de administrare în anumite domenii. De aceea, vă rog, nu puneți tot în coșul ăsta, pentru că deja e prea greu și multe nedorite și lucruri incorrecte au fost. Și atunci cum facem? Iată, Maia Lăgut a fost în alegeri. Iată, vreau să vă dau un exemplu. Trebuia să interzicem, cum cheamă Maia? Doamna Rață,